Cum sunt gândurile și emoțiile structurate în experiența noastră interioară? Cum sunt gândurile și emoțiile structurate în experiența noastră interioară, aș spune, în spațiul nostru interior. Deci, practic, dacă noi suntem un spațiu al conștiinței, primim gânduri care dau naștere la emoții, atât prin impulsuri din lumea exterioară, care ne vin, informații pe fiecare canal senzorial, prin văz, prin auz, prin simțuri, prin simțul gustativ, prin miros. Da? Deci toate aceste informații din lumea exterioară sunt traduse în interiorul nostru sub formă de gânduri și emoții. Apoi avem informații care ne vin din imaginația noastră, care dau naștere gândurilor și emoțiilor. Apoi avem un alt punct de intrare în spațiul nostru interior, sunt amintirile, sunt acele imagini ale experiențelor trecute, acele imagini care au rămas în conștiința noastră și care nu sunt altceva decât o traducere a gândurilor și emoțiilor, a semnificațiilor pe care le dăm. Și apoi mai avem și intuiția pură care apare în spațiul nostru interior atunci când facem loc, atunci când aceste gânduri și emoții practic ne umplu spațiul personal. Dacă ne dăm puțin la o parte, medităm, contemplăm, gestionăm suficient de bine gândurile și emoțiile, atunci apar acele străfulgerări care nu au legătură cu gândirea noastră liniară. Sunt de obicei acele insight-uri care ne vin din spațiul sinelui, care sunt traduse apoi tot prin gânduri și emoții. Care sunt primii pași către schimbarea perspectivei de viață? Primii pași pentru schimbarea perspectivei pe care o avem asupra vieții ar fi să conștientizăm că gândurile și emoțiile noastre ne oferă o percepție personală și subiectivă asupra noastră și asupra vieții. Deci aș spune că primul pas este conștientizarea, adică conștiința de sine. Ar fi acea activare a observatorului interior, care este tot timpul în structura noastră, însă nu este conștientizat. Deci, practic, conștiința este ceva ce avem deja, suntem ființe conștiente, însă nu suntem conștienți de această conștiență și atunci ne identificăm cu dialogul interior, cu percepția pe care o avem noi asupra vieții și o considerăm adevărată. În momentul în care înțelegem că această percepție este subiectivă, în raport cu toți ceilalți, înțelegem că este o reprezentare interioară pe care o avem noi și că stă în puterea noastră să o schimbăm, astfel încât calitatea vieții noastre să fie cea dorită. Apoi, această conștientizare, această activare a minții observator ne permite posibilitatea întoarcerii către sine,